Anul a început, iar primăria din Drobeta Turnu Severin depune toate eforturile pentru o bună funcționare a municipiului. Astfel, astăzi, Consiliul Local a avut o ședință extraordinară, unde au fost votate 5 proiecte de pe ordinea de zi. Primul punct pe ordinea de zi a constat în alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local. De asemenea, au fost actualizate proiecte importante pentru severineni, care vor fi implementate în următoarele luni. O ședință de lucru scurtă, 5 proiecte pe ordinea de zi, nu este nimic nou, doar am actualizat prețuri pentru 2 proiecte pe fonduri europene, de fapt unul pe fonduri europene, unul pe fonduri norvegiene. Sunt materiale de lucru inerente unui început de an. Le mulțumesc domnilor consilieri locali că au venit la această ședință de urgență. Ședința efectivă cu mai multe puncte pe ordinea de zi va avea loc la sfârșitul lunii, cred că pe 31 ianuarie. Începem anul bine, e important pentru noi să le punem toate la punct. Fondurile europene înseamnă mult pentru noi ca și comunitate și ori de câte ori va fi nevoie, vom ține ședințe și la 2 noaptea. Trebuie să atragem fondurile europene, trebuie să ne dezvoltăm prin fondurile europene și pentru asta trebuie să depunem tot efortul. Marius Creciu a dovedit de-a lungul timpului că se poate face administrație în folosul cetățenilor, fiind cunoscut un om gospodar și implicat în comunitatea pe care o conduce. Proiecte importante au avut loc în Drobeta Turnu Severin în toate domeniile. Acesta și-a dorit de la începutul mandatelor sale un viitor mai bun pentru severinenii de toate vârstele. Modernizarea infrastructurii rutiere și construirea de creșe și grădinițe sunt doar câteva dintre obiectivele edilului. De asemenea, Marius Creciu a realizat ample investiții în cartierele mărginașe ale orașului, astfel încât în fiecare zonă din Drobeta Turnu Severin cetățenii să beneficieze de condiții la standarde europene.